Sub o salcie pletoasă, Maica Sfântă se opri și cu vocea ei duioasă către salcie grăi. Salcie, dacă ți-e milă, apleacă-ți frângile jos, să fac din ele o cunună pentru Fiul meu Hristos. Dacă îmi cunoști durerea și vroie să-mi o alin, dă-mi din ramurile tale o cunună fără sfârșit. Fiul meu Iisus pe cruce, sângerat și mare chin, și cu ea la el m-aș duce, ca durerea să-i alin. Atunci salcia miroasă, crengile și le-a plecat, Maica și s-a dus la Golgota, dar iudeii n-o lăsară cu o cunună fără spin. Ei vroiau Iisus să moară în dureri și mare chin. De atunci salcia pletoasă nu s-a mai înălțat în sus, a rămas așa plecată ca să-l plângă pe Iisus. A rămas așa plecată ca să-l plângă pe Iisus.